Da. N-aveți idee de ce se pun steaguri? Cred că are bani prea mult la primărie. Bani prea mult la primărie? Ca fi cheltuit. Nu, eu se apropie o sărbătoare acum. Da, 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 da. Ce sărbătoare? 1 decembrie, Ziua Națională a României. Și de ce se sărbătorește pe 1 decembrie Ziua Națională a României? Ce s-a întâmplat pe 1 decembrie? A avut loc un eveniment. Eveniment în România, da? Ce eveniment? Ziua Națională a României. Aveți idee ce s-a întâmplat pe 1 decembrie? Nu. Nu, nu mi-aduc aminte. Unirea? Unirea Principatelor Române? La ce dată? La 1 decembrie? Deci în ce an? 1817. Ați văzut că s-au pus steaguri prin comună? Da. De ce credeți că au pus steaguri? Pentru, după mintea mea, după 30 decembrie. Decembrie, o zi. Decembrie, da, zi? Da, da. Ce zi este? Ziua copilului, sau știam eu cum era. Da? Și dacă eu am îmbătrânit, eu am 61. Nu de la făcut un an. Deci pe 1 decembrie ce a avut loc? Dacă vreți să... E ziua României, nu? Ziua României, da, absolut. Da, când e, da. Ia spuneți-ne și nouă, de ce pe 1 decembrie? Ce semnificație are ziua de 1 decembrie pentru noi români? Pentru români? Orice român ar trebui să știe ce semnificație are ziua de 1 decembrie. Să fim toți uniți și cum se cade, dar să știți că nu pot să mai zic, că e lumea care trăiește rău. E unii trăiește rău. Când au muncit, ce să mai vrei să zic ce zice Ceaușescu, nu mai zic. Că dacă zic, nu mai zic. Că sunteți român, adevărat. Eu am român, da, că eu am muncit. Vă iubiți țara, nu? Da, absolut, da. Sunteți patrie. Absolut. Dacă am copii, eu am 6 copii, nu unul. Și toți sunt în țara asta, aici muncește, nu plecați. Cum veți sărbători Ziua Națională a României? Poftim? Cum veți sărbători Ziua Națională a României? Sărbătoresc pentru toată lumea. Cum? Cum? Bine. Da. Adică dacă ai în casă, dacă îmi arată pe aia cu 5 copii care n-are ce mânca și aia mi-e greu. Mi-e greu că am văzut mereu, am și o televizor, azi toată lumea. Dar e grav, să știți. Da. De ce nu se ducă și la aia să le dea și la aia să mănânce ceva? Are toți, porc, are toți. Are toți, ori n-are nimic. Nu știu ce să mai zic, îmi pare rău că n-am fost pregătit de asta. Eu m-am dus acum, eu am luat furcul ăsta ca am unul care mi-a furat lucerna și mă duceam cu ăsta. Da, m-a furat lucerna. Nu mi-a furat. Aveți alte grijă acum, nu vă gândiți prea mult la Ziua Națională a României. Peste două zile românii toți sărbătoresc Ziua Națională. Ce să sărbătoresc? Dar te ne cheamă cineva? Cu neamurile lor. Cheamă toți. Neamurile lor, mă, frate, mă, nu e asta, mă. Cine? Cheamă pe cineva unde e masa mare la... Pe ăștia amărâții? Nu. Normal, trebuie să mergem la defilare, să mergem... Cine, cine cheamă? Mănâncă ei ai lor. Este aici și aici și vicile și cu primarul de aici, face cu ai lor. N-a dat aici la biserica aia pe Luncă, la biserica acolo. N-a dat acolo, a adus defilare aici, toate ce le-a dat cineva ceva. A venit cu miș, cu aia, care a mâncat ai lor. Restul amărâți. A fost aici. Am fost aici și eu. M-am dus și eu. Da. M-am prodit, că nu m-a lăsat soția, nu m-a lăsat să mă duc acolo. Nu te duci acolo, stai. Lasă-mă duceți, bă. Zic să mă duci obici. Când acolo să mănânci, mănânci. Nimic, mulțumim nimic. Mulțumim și la mulți ani de ziua noastră. Sănătate, dar să știți că... Da, 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 de ziua asta. Ia spuneți-ne, o acțiune interesantă a primăriei din localitate vis-a-vis de frumusețarea comunei cu steagurile naționale de Ziua României. Da, a fost o acțiune pregătită de către primar și viceprimar cu ocazia
ziua, cu ocazia Zilei Naționale a României din 1 decembrie. Sărbătorim unirea Transilvaniei cu România, adică reîntregirea patriei mamă. Cum au văzut cetățenii din comună inițiativa primăriei? Da, a fost o inițiativă binevenită, ținând cont de semnificația Zilei Naționale, că suntem cu toții români și trăim în România. Da, da, chiar au primit cu bine acest simbol. Simbol. Da, da. S-au cheltuit ceva bani pentru steagurile astea din comună? Domnule, dacă suntem români și ținem la tradiție, normal, că așa este. Să orice... Steagurile astea au fost puse pe fiecare stâlp din localitate? Nu chiar pe fiecare, dar... La doi stâlpi așa este totuși un steag al României și al Uniunii Europene, ținând cont de faptul că facem parte din Uniunea Europeană. Da. Și unirea asta a noastră, a românilor, într-un singur neam, reprezintă ceva măreț pentru noi români. Absolut, absolut, da. Patriotismul se vede în noi? Se mai vede în noi, se mai vede în noi, se mai vede în noi, da. Spuneți, știți când este Ziua Națională a României? Poftim? Ziua Națională a României, când este? Cam pe 30 decembrie. Acum suntem pe 30 decembrie, mâine. Naționala României pe ce dată se sărbătorește? Cu ce? Pe ce dată se sărbătorește Ziua Națională a României? 30 decembrie. Nu pe 1 decembrie? 1 decembrie cum pleacă prima, a doua zi. A doua zi se sărbătorește? Da, da, da. 1 decembrie. Și nu, n-are nimic că dă o intervenție. Și care este propoziția? Nu este o propoziție, este o întrebare. Băi, ce semnificație are ziua de 1 decembrie? Este semnificația când eram eu ca vârsta ta. Nu, un premiu. Sunteți patriot? Vă iubiți țara? Aici depinde de inima mea. Iubesc România, dar depinde care România. Care România? România. E împărțit în cam 2-3 virgulă priorități. Nu crimă, nu viol, nu furt. Deci sunteți un român adevărat. Corect, asta este. Da, mi-ați dat biata să nu ne calce alții pe picior. Dar nu interior, ci exterior. Adică vă dați seama cum s-a întâmplat înainte cu războaiele. Eu mă lupt pentru țara mea. Dar voi pentru ăsta cum vă luptați? Pentru mine patriotic. Cum? Ce face și personalității, așa fac și eu. Un doctor, un adolescent, o nemică, o toată. Nu-i că chestia de asta ceva. Dacă ești mai în vârstă ca mine și ești mai experimentat ca mine, ajută-ți țara ca să trăiască azi, păi mâine și pe lângă tine. Ce mesaj aveți de Ziua Națională pentru toți românii? Vreți un mesaj să trăiască românii. Dar românii împărțiți în trei puncturi cardinale. Rămân din înalte, rămân de joase și rămân de fără frecvență. La România. Ia spuneți-ne, văd că autoritățile pregătesc comuna pentru o zi de sărbătoare, a pus teatru în comună. De ce credeți că au pus teatru? Pentru Ziua Națională a României. Când este Ziua Națională? Pe 1 decembrie. De ce sărbătorim pe 1 decembrie? Ziua Armate. Ce semnificație are ziua de 1 decembrie pentru noi mă, nu mă filma la smărdă. Deci în 1 decembrie și după 23 august. Pe 23 august a fost victoria, nu? Și 1 decembrie? Ziua Națională a României, deci. Deci trebuie să aibă o semnificație. Păi e Ziua Națională a României, păi pe 1 decembrie a fost pusă și asta este, nu? Dar de ce a pus? Păi eu și eu am pus-o, cine a pus-o acolo, vechi? Nu se pot. Da, vă iubesc foarte mult și o doresc foarte mult să fie țara foarte frumoasă și îi doresc foarte mult la toată România. România noastră este cam pe jos. Nu prezintă ceea ce trebuie să prezinte. Am mers ca eu, după mintea mea, nu merge bine. Pentru că mulți promite și nu face. Și la noi promisiunea este cam promisă. Deci șeful statului al României
nu ne-am avut cam nimica. Deci ne-a cam dus cu pluta. N-am făcut nimica și nu ne face. Cum veți sărbători dumneavoastră Ziua Națională a României? Păi o sărbătoresc foarte bine pentru că așa îmi place mie. Adică cum? În principiul meu, îl sărbătoresc foarte bine. Pentru România țin foarte mult la ea. Dar nu ține toți la ea. Pentru că mulți oameni nu o iubește. Când se pe ce dată se sărbătorește Ziua Națională? Pe 1. Pe 1? Decembrie. 1 decembrie. Ce semnificație are această zi? Asta, ziua asta este identificarea pentru Ziua Internațională a României. Ziua Internațională. Da, așa am zis-o. 1 decembrie și una în altă zi. Ce s-a întâmplat pe 1 decembrie? Ei, mai multe de spus, dar nu pot să vă le spun acum toate. Măcar da. O parte, așa, spuneți-ne o parte. E partea mea mai dificilă. Dacă nu pot să o spun acum, o spun altă dată. Da? Dar o spun. Deci e problemă, da. Spuneți-o acum. Sunt oameni dificili. Deci nu înțelegi exact ce este aia, ziua aia. De ce? Așa, dar nu înțelegi toți. Dar de ce pe 1 decembrie și nu în altă zi? Pentru că aia e ziua, atunci că e făcută de atunci. Când ea trebuie să făcută, a fost la noi, la românii noștri. România noastră, cea mai mare. Da, aia este. România mare, nu? România mare, dar în manual. Pe ce dată a avut loc unirea? Nu pot să-mi aduc aminte exact, dar vă spun acum. Dacă mi-am aduc aminte, vă spun acum. Marea Unire de la Alba Iulia, în ce an a avut loc? De ce dată? Nu vă aminte acum că chiar m-ați dat de repede peste cap. De-aia sărbătoriți Ziua Națională, pe 1 decembrie? Da, nicio problemă, nu. Dar ce, îmi pare foarte bine, că mergem mai departe, ca să fie foarte bine, să mergem mai departe. Bine. Pentru că oamenii noștri nu ne înțeleg niciodată. Da. S-au pus steaguri. Aveți idee de ce? Da, de ce? Pentru că mâine e ziua țării și Sfântul Andrei, mă. Mâine. Mă, pe 30. Pe ce dată este Ziua Națională a României? Pe 1. 1 decembrie. Decembrie, da. Bun, ce semnificație are ziua de 1 decembrie pentru români? Pentru români? Pe ziua noastră, că noi suntem oameni cu slujbânea. Dar de ce pe 1 decembrie și nu în altă zi? Păi dacă așa am aniversatul, am avut și pe vremea comunismului, pe 23 august. S-a mutat pe 1 decembrie. Da. Pe 1 decembrie s-a mutat. Pentru... Ce semnificație? Ce s-a întâmplat pe 1 decembrie? Nu știu, băi, frate, ce s-a întâmplat. Nu s-a acrivit, nu. Atunci s-a votat în Parlament ca să se sărbătorească. De decembrie și nu altă zi. Presupun că s-a întâmplat ceva cândva pe 1 decembrie. S-a întâmplat, dar eu nu sunt în măsură să răspund acum. Nu sunteți, n-aveți da, idee. N-am idee, da. Deci nu știm de ce sărbătorim. Da, de asta sunteți români, nu? Totalitate roman. Și vă iubiți țara, nu? Cu toată estima pentru ea. Ești român, da. Sau român? Steaguri în toată comună. Da, tot satul, steaguri, tot, suntem toate buni. Ia uite, lucrăm. Dar de ce credeți că au pus cei de la primărie steaguri pe stâlp? Da, nu că au vrut să băie până așa, să ce? Da. Pe dacă azi e ziua. Nu e 1 decembrie. 1 decembrie, ia spuneți. Da, Ziua Națională. Întâi decembrie, trebuie să le pun mai înainte două zile. E ceva frumos. Dar aveți idee de ce pe 1 decembrie și nu în altă zi se sărbătorește? Păi dacă atunci se pace, nu mai e cum era. De ce pe 1 decembrie și nu pe 23 august, cum era cândva? Păi dacă acum a zis Ziua Națională, atunci era 23 august, Ceaușescu, acum e altă, a schimbat. Ce semnificație are ziua de 1 decembrie? Păi uite, ziua... Programări, ziua Rovion, știu ce este. S-a întâmplat ceva pe 1 decembrie. Da. Și e ceva frumos. Ce s-a întâmplat pe 1 decembrie și când? Păi a fost atunci, în 44-47, când a fost atunci. Ce a fost? Când a fost atunci, în programarea Republicii România, să eu știu ce a fost atunci. Știu și noi. Sărbătorim, nu sărbătorim unirea? Sărbătorim, da, unirea, da. Când a avut loc unirea? Păi pe 24 ianuarie a fost atunci. A fost unirea principală. Da, principatelor. Unirea când a fost? Acum au constatat ei după Revoluție, acum, pe 1 decembrie, pe 1 decembrie a fost. 1 decembrie, da. Ce an? 1948. 48, da.
Da, da, asta e ceva frumos, mie îmi pare, nu știu, da. Bauman, nu știu. La Unire. Nu știu nimic. N-ați învățat la școală? Ce clasă ești? A nouă. Ești clasa a nouă. Perfect, și ai făcut lecții de istorie, nu? Da. Ce s-a întâmplat pe 1 decembrie și în ce an? De sărbătorul meu ziua României pe 1 decembrie. A fost... Nu mai știu, am uitat. Ați făcut la lecții? Da, am făcut, da. Da. Nu mai știu. Dar am fost la termin. Marea Unire, cum a fost? 27, parcă. 27 ce? Decembrie. Ați observat că prin stat s-au pus steaguri? Am auzit. Ați văzut, da? Da. Aveți idee de ce s-au pus steaguri prin stat? Da, domn. De ce? Pentru ce nu avem voie cu căruța? Nu aveți voie cu căruța? Nu, nu. E o sărbătoare în următoarele zile. Aveți idee ce sărbătoare este? Pentru Sfântul Andrei, mâine. Mâine Sfântul Andrei și poi mâine? E poi mâine, nu mai știu. Am auzit pentru Sfântul Andrei mâine. S-ar putea, chiar că e ziua mea, mă cheamă Adrian. Mâine s-ar putea să veniți toată lumea să fac... 80 de lăs de bere, tăim 3 oi, tăim 4 viței. Serios, e ziua mea, mâine, din naștere. Ziua României, știți când este? Național, nu prea știu, că n-am vorbit cu toată lumea prezentă. Da, ia ziceți, domnilor. România. De ce s-au pus steaguri în localitate? România. Deci s-a pus pentru România, pentru toată lumea să fie comuna frumoasă, aranjată. Da. Exact! Comuna noastră! Avem o sărbătoare, da? Pe Sfântul Andrei? Pentru toată lumea de aici, din Comuna Zmeieni, județul Buzău, Andrei primarul! Da, asta este, domnilor! Să trăiți numai bine! Trebuia să-i pui altă întrebare, bă, că tu ai școala vieții, măi, cu cutia asta aici. Cu cutia asta a ta. Trebuia să ne băi pe de asta un pic așa. De unde vine dumneavoastră acum? De la școală? La ce? La liceu, la ce? Da? Ia spuneți-mi voi dacă sunteți la liceu acolo, profesorii ai voștri acolo, dacă v-a transmis ziua de 1 decembrie, ce semnificație are? Acum întrebați-le pe ele, că eu ca viceprimar vă dau la întors cu ce vreți voi, măi, cu toate șmecherile astea. Dacă știu fetele, da, vă rog frumos să vă ia. Ziua Națională a României. Vino, mă, la nimic cu tot, mai vino cu acum, mă, ia. Mă... Ce semnificație are ziua de 1 decembrie pentru noi români? În afară de faptul că este ziua națională a României. Nu știu, hai ce... Dar de ce aveți emoji? Nu știu. Așa am zis la băieți emoji. Domnul Vice, v-am prins aici, dați-le dumneavoastră o lecție de istorie. Nu pot să vă dau o lecție de istorie. Ia spune, tu știi ce sărbătorim noi peste câteva zile? Peste câteva zile noi sărbătorim Ziua României. Pe 1 decembrie. De ce pe 1 decembrie și nu în altă zi? Ce s-a întâmplat pe 1 decembrie? Pe 1 decembrie s-a... Ce a avut loc pe 1 decembrie? A avut loc Unirea Mică. Unirea Mică sau Unirea Mare? Unirea Mare, pardon. Dintre cine și cine? România și... Transilvania. Transilvania. În ce an? 1918. 1918. Bravo. Ia zi, Cosmin, tu ai văzut că prin sat s-au pus steaguri astăzi? Da, am văzut, că n-am venit de la Banu. Așa, de ce crezi că s-au pus steaguri? Pentru România, că este duminică ziua României. Da. De ce dată? 1 a 12 a 2013. Este 1 decembrie, ziua națională a României. Dar da. De ce 1 decembrie și nu în altă zi? Pentru că atunci România s-a unit cu...
Transilvania. Transilvania, în ce an? A fost o unire mare. 1918. Bravo, bravo. Da. Uite, ai știut în ce an a avut.